găsit tuturor. Astăzi facem pâinică din quinoa fără psyllium. Vă dau ingredientele în funcție de 100 de grame de boabe de quinoa uscate, datorită faptului că va trebui să adaptați rețeta în funcție de dimensiunile tăvii în care veți coace. Așadar, pentru 100 de grame de boabe de quinoa avem nevoie de 100 de grame de apă, inclusiv cantitatea absorbită la hidratare, sare, condimente, plante aromate după gust. Pentru varianta cu drojdie, vom folosi drojdie ca și cum am dospi o pâine din făină de grâu. Substituim 1:1, adică pentru 500 de grame de boabe de quinoa, putem să folosim, spre exemplu, un pliculeț de 7 grame de drojdie uscată. În același fel, vom folosi și praful de copt. Substituim 1:1. Această pâinică este foarte simplu de făcut, dar trebuie să urmărim două reguli de bază. Prima regulă. Quinoa, mai ales cea albă, tinde să fie un pic amăruie. Ca să ne asigurăm că nu vom obține o pâine amăruie, trebuie să spălăm foarte bine quinoa și de asemenea să o hidratăm și să o clătim de mai multe ori pe parcursul celor cel puțin 8 ore de hidratare. Punem așadar la hidratat boabele de quinoa cu oțet de mere sau zeamă de lămâie de cel puțin 8 ore. Dacă putem să clătim de câteva ori, cu atât mai bine. Chiar este important acest pas. Timp de vară, puteți lăsa cerealele la hidratat în frigider. Dacă se întâmplă să nu puteți în momentul acela să faceți pâinea, atunci scurgeți cerealele și le păstrați la frigider pentru 3-4 zile. E posibil ca aceste semințe să germineze chiar și la frigider. Nu vă faceți griji, cu atât mai bine. Pentru această rețetă eu am folosit 400 de grame de quinoa uscată. Asta datorită faptului că tăvița în care am copt eu este un pic mai mică decât tăvițele care circulă normal pe piață. Va trebui însă să faceți odată, la început, într-o cantitate mai mică, 300-400 de grame, să vedeți exact care sunt dimensiunile tăviței și cât de bine încap pe compoziția respectivă, în tăvița respectivă, ca mai pe urmă să puteți ajusta, să puteți merge, spre exemplu, la 500 de grame de quinoa, să faceți o pâine normală. După cum vă spuneam, se face totul foarte simplu, așa cum facem și toate celelalte pâinici de pe canal. Punem pe un cântar boabele hidratate de quinoa. În cazul meu am folosit 400 de grame de quinoa uscată, am completat cu apă până la 800 de grame. Am adăugat un pic de sare după gust. Dăm totul la un blender până obținem o pastă foarte fină. Acum, varianta cu drojdie. Va trebui să activăm drojdiile înainte de a le adăuga în toată compoziția. Amestecăm așadar puțin zahăr cu drojdia uscată și un pic din compoziția de quinoa și așteptăm să se dospească un pic. După cum vedeți, ies aburi din aluatul meu, atât de bine l-am amestecat. Nu punem niciodată drojdie direct în vasul în care mixăm, datorită faptului că temperaturile acestea înalte ar putea să omoare drojdiile. Tot timpul le mutăm într-un alt bol. Amestecăm foarte, foarte bine drojdia cu zahărul și câteva linguri din compoziție și o lăsăm un pic la dospit. După vreo 6 minute putem observa pe marginile bolului cum că drojdiile sunt active. Putem acum să amestecăm toată compoziția. Și acum regula numărul 2 pe care trebuie să o urmăm dacă vrem să ne iasă sau nu pâinica aceasta care nu conține nici psyllium, nici gluten, nici absolut nimic. Această regulă, bineînțeles, se aplică la toate pâinicile cu drojdie fără gluten de pe acest canal, dar nu numai. Dacă vi s-a întâmplat să coaceți pâine fără gluten și să se dezumfle pâinea la cuptor în loc să crească, înseamnă că ați dospit-o mai mult decât trebuia. Eu acum aici o să vă arăt exact cât trebuie lăsată pâinica la dospit, în așa fel încât la cuptor să nu scadă. De asemenea, este foarte important, în cazul acestei pâinici, mai ales datorită faptului că ea nu conține nici măcar psyllium, să nu cumva la copt să dea peste tavă să înceapă să curgă. Odată ce a început să curgă, nu putem să o mai oprim și o să ne iasă pâinea, bineînțeles, cu o burtă în jos. Practic, pierdem toată pâinea. Imaginați-vă că tăvița mea are 7 cm înălțime. Compoziția aceasta a ajuns undeva la 5 cm în tavă. Nu trebuie să o lăsăm la dospit mai mult de un centimetru, un centimetru și jumătate. Nu trebuie să ne așteptăm să se dubleze cantitatea. Știu că există multe rețete care spun, domne, lasă pâinea să se dubleze în volum. Nu, dacă o lăsăm să se dubleze în volum, avem toate șansele, de fapt, să coacem o pâine, cum v-am spus, cu burta în jos în loc să crească la cuptor. Uitați exact aici cum am lăsat-o. Cel mai bine o băgăm într-o pungă la dospit, pentru că membrana ar putea să se lipească de suprafață. Acesta nu este, bineînțeles, un lucru bun, pentru că pâinea va pierde din volum. Dacă o dați în bară, cu atenție, încercați să rezolvați situația.
La mine în bucătărie erau 25 de grade și să știți că am lăsat-o doar 15 minute. Vedeți exact doar cât a crescut. Am copt-o în cuptorul preîncălzit, este foarte important cuptorul să fie foarte bine preîncălzit, la 200 de grade pentru 45 de minute. Am făcut, bineînțeles, și testul scobitorii. Și pentru că nu mi-a plăcut cum a ieșit scobitoarea, că încă avea ceva lipicios pe ea, am decis să dau hârtia la o parte și să mai copt pâinea puțin, fără hârtie, în așa fel încât să mă asigur că este bine coaptă. Inițial pusesem la 40 de minute, dar am mai copt încă 5 minute pe burtă și am dat drumul și la ventilator. Eu, în general, vă spun 200 de grade, o oră să coaceți această pâine. Dar de la cuptor la cuptor să știți că trebuie să ajustăm de foarte multe ori. Nu este o temperatură standard și fiecare ar trebui să-și cunoască cuptorul exact cum funcționează. Mai ales în cazul pâinicilor fără gluten, trebuie să aveți un pic răbdare și să încercați să găsiți parametrii cei mai buni de coacere. Vă recomand să ungeți pâinea cu puțin ulei, pentru că altfel coaja va fi destul de tare. Vă spun sincer că am avut ceva emoții. De când am făcut această pâine, să știți că în fiecare zi o testez, vreau să văd dacă gustul devine mai amărui, așa cum este comun pâinii din quinoa. Am observat că feliile de pâine pe care le-am lăsat la temperatura camerei au oarecum o tentă de a deveni un pic amărui. Vă recomand așadar atât această pâine, varianta cu drojdie, dar și varianta cu praf de copt pe care vă dau imediat, să o păstrați mai degrabă la frigider. Se păstrează foarte bine. Puteți vedea așadar exact cum a ieșit această pâinică. Cuțitul iese curat, s-a copt foarte bine și are gust, bineînțeles, de quinoa. Dacă spălăm bine quinoa înainte, nu are gust amară, este foarte bună, eu o mănânc cu plăcere în fiecare zi. Am mers de minune cu niște pastă de măsline și spanac. Asta mi-a dat de gândit, cred că data următoare o să pun niște măsline prin această pâinică. Și aici varianta mini de pâine din quinoa cu praf de copt. Am făcut doar o mostră destul de mică. Vedeți, coaja este un pic mai tare pentru că nu am dat-o cu ulei, de aceea v-am recomandat să dați pâinica cu ulei. Să știți că este însă foarte bună și cu praf de copt. Cum exact procedăm? Păi fix în același fel în care am procedat și la pâinica cu drojdie. Quinoa pe care am hidratat-o și am clătit-o de câteva ori, o punem la un blender cu puțină sare și facem o pastă foarte fină. În această pastă, pur și simplu, vom adăuga praful de copt în funcție de câte sute de grame de quinoa am folosit. Amestecăm totul repede ca pe un chec, punem într-o tavă și coacem din nou la 200 de grade în cuptorul preîncălzit pentru 40-45 de minute. Faceți testul scobitorii, trebuie să iasă ca un chec. Vă rog să distribuiți rețetele de pe canal și de asemenea să-mi lăsați un comentariu cu ce fel de pâinică ați vrea să încercăm să facem. Acum lucrez la o pâinică doar din orez brun, fără psilium, cu fermentul 100 de ani.